au ajuns oamenii acolo și cât o să stăm uitându-ne și pretinzând sau păcălindu-ne că sunt acolo și merită să ne conducă și așteptăm să ne facă viitorul mai bun. Anunțam 2023 că începe cea mai ambițioasă reformă a aparatului bugetar după Revoluție, care va opri risipa bugetară și continua spunând, se vor desfința mii de posturi de șefi cu toată salva de consilieri, șoferi și secretare. Vor dispărea și un sfert în funcțiile de secretar de stat, de vicepreședinți, funcții de demnitate publică și asimilate. Pentru că, după ce a anunțat asta în septembrie 2020, după lună să anunțe că se ia un moratoriu, se ia o pauză de un an de zile. În primul rând, și vorbeam iarăși de învrăjbire, bugetari, privați, militari, civili și așa mai departe. Atâta vreme cât îi ascultăm pe ei, ajungem la concluzia că funcționarul public în România, eu refuz să spun bugetar, funcționarul public în România, funcționarii publici sunt cei mai numeroși din Europa, pentru că asta ni se spune. Oameni buni, nu mai ascultați, că oamenii ăștia nu dezinformează. Uitați-vă în Eurostat, uitați-vă statisticile europene. România este pe locul, fluctuează, a fost pe 16, a fost pe 14, este pe locul 11 acum, la ultima evaluare, prin numărul de funcționari publici, de persoane plătite de stat, public servants. Știți care sunt statele cu cei mai mulți funcționari publici și nu se isterizează? În Europa sunt Suedia, Norvegia, Croația, statele pe care noi le felicităm tot timpul pentru serviciile excelente. Croația. Există chiar și statistici privind eficiența funcționarului public. Să știți că nu suntem nici acolo de râs. Sunt alții cu mult înaintea noastră. State, dar ele nu se isterizează. În schimb, noi, pentru a ne justifica incompetența, căutăm dușman pe care să-i servim. Și atunci vorbim despre cum o să reducem și cum o să tăiem totul. Oricum, între ce spun și ce fac, e o diferență uriașă. De fapt, domnul Ciolacu are talentul de a fi sincer. Toată lumea a crezut că a fost o greșeală când a spus vom trece de la fapte la vorbe. Nu, n-a greșit. Dumnealui ne-a anunțat care e programul lui dumnealui de acțiune. Noi am crezut în răutatea noastră că ne păcălește. Nu minte, domnule, el exact asta a făcut. Buzeul nu-i Moldova. Da. Am spus mai devreme că riscul este nu doar că începem să devenim irelevanți pentru străinătate, pentru că nu suntem o misă, pentru că nu avem obiective proprii, pentru că nu ne definim, pentru că nu știm să ni le apărăm. Asta nu înseamnă să te ceri de dragul de certat. Înseamnă țara și interesele. În primul rând să le cunoști. Problema nu este numai că suntem irelevanți pentru alții. Problema este că începem să fim irelevanți pentru români. România începe să fie irelevantă pentru români, vă spuneam. Și lucrul ăsta pe mine mă frustrează enorm. Mă supără foarte mult. Mă supără pentru că atunci când vorbesc cu cetățenii și spun, haideți să facem ceva, îmi spun, nu merită. Nu are rost. Nu are niciun sens. Eu nu mă bag. Oricum ne fură votul. Probabil că așa este. Știți care e cea mai mare preocupare în partide în ajunul alegerilor? Să aibă observatori în secțiile de vot. Și nimeni nu se ferește, pentru că pentru public spun fură STS-ul, fură SIE, fură SRI-ul. Nu, ei știu foarte bine cine fură. Fură ei în secțiile de vot. Și avem nevoie de observatori. Deci, în sine, faptul că fiecare partid are nevoie de 20.000, în principiu 18.000 și nu știu cât observatori ca să acopere toate secțiile, îmi arată că sunt conștienți de furt. Haideți să o găsim formule, să oprim furtul, nici să nu mai fie nevoie de observatori în secțiile de vot. Suntem în secolul 21. Sunt sisteme. Haideți să facem cumva să se filmeze numărătoarea voturilor și tot românul să aibă acces. Nu o să mă uit la toate 18.000 de secții, dar o să mă uit la aia care mă interesează pe mine. Haideți să găsim o formulă, să nu mai acuzăm că se fură. Să vedem. Și atunci terminăm cu prostiile. Nu, furtul. Și îți spun, domnul general, dar
am zis observatorii, o să furăm. Ce, n-a legit cu nimic. Nu asta este ideea. Să pleci din start de la premisa că se fură. De aceea vă spuneam, eu nu cred că românul nu vrea și vorbeam mai devreme de sport și de entuziasmul pe care îl generează reușitele sportivilor. Repet, am convingerea că dincolo de interesul pentru un not fotbal, tenis, este vorba de nevoia românilor de a avea pretexte ca să spună, sunt român, mă bucur, hai România, noi vrem să fim mândri de România. Trebuie să ne dea cineva șansa. Și nu e sport în fiecare, dar politica este în fiecare zi. Imagini și știri sunt peste tot. Hai să putem să auzim lucruri bune despre țara noastră. Nu faptul că cineva a căzut în pat, s-a hotărât peste noapte, că vrea să fie secretar general NATO. Pentru că atunci când a fost refuzat, ceea ce era clar din primul moment, n-a scris nicăieri că Popescu a fost refuzat. A spus, candidatura României a fost respinsă. Nu are niciun motiv să fie rușinat. Domnul președinte ne spune, unul și altul, o să fie alt comisar pentru diplomație și securitate în Europa. O să vedeți că este foarte respectat. Păi cum să fie numit un șef de stat care s-a dus în vizită la viceprimarul din Rio? Cum să fie numit șeful diplomației? Adică e clar că nu este diplomație. Nu poți să încurci lucrurile astea. Cineva care a scris în memoriile lui, că probabil că l-a scris el, a scris două rânduri despre armată. În armată, armata nu mi-a folosit la nimic. Singurul lucru pe care l-am învățat a fost să poți nascuri. Vreau să fiu secretar general. Da? De ce să poți nascuri? Păi iau fermat. Dar ne facem de râs. Suntem, nu știu dacă ați exact, suntem singurul stat cu un președinte care îl caută de lucru un an de zile. Ceea ce este incredibil. Nu s-a întrebat nimeni din aparatul diplomatic, din aparatul de la Cotroceni, de ce niciun șef de stat nu a fost secretar general NATO până acum? Că au fost atâția americani cu șef de stat care puteau să ducă, se duceau la ei acasă. Au fost francezi, au fost italieni, au fost nemți, șef de stat. De ce? Pentru că nu trebuie să existe nicio demnitate mai mare decât cea de șef de stat. După ce ai fost șef de stat, stai acasă. De-aia statul îți asigură în continuare o serie de privilegii. Pentru că ai avut pentru un număr de ani calitatea supremă de reprezentant al statului. Așa scrie în Constituție. Președintele României este reprezentantul României. Și nu-ți cauți de lucru. Pentru că nicio demnitate pe care ai ocupat-o, nu poate să atingă, ci nu poți să spui, o să fiu comisar militar pe apărare, încearcă pentru comisar erare și Bogdan. O să vă spun, o să fie o surpriză, o să fie foarte mare, o să fie comisar militar. Măi, Bărbecule, cum să fie când a fost președinte? Dar un președinte nu-și caută de lucru. Ideea este că există soluții. Soluția este omul. Soluția însă nu o reprezintă ei. Soluția sunteți dumneavoastră. Suntem noi. Dacă învățăm, să vorbim. Dacă învățăm, să spunem ce avem de spus. Dacă învățăm, să ne organizăm, să ne promovăm interesele. Dumneavoastră, noi, împreună, reprezentăm soluția. Trebuie să vorbim. Să știți că mi este foarte greu să vorbesc. În mod conștient, am ales o zonă de penumbră profesională. Niciodată nu m-a atras notorietatea sau celebritatea. Meseria mi-a impus să trăiesc în acea zonă gri. Nu am cerut să fiu nici șef profesional SIE, nici director interimar pentru ani de zile. Asta a fost evoluția profesională. Și nu m-am opus pentru că am considerat că e partea misiunii mele, partea contractului meu cu statul. Un contract în care, pentru dreptul de a apăra România, am fost dispus să renunț la dreptul la liberă exprimare, așa prevede regulamentul, la dreptul la liberă circulație, la dreptul la liberă asociere, la dreptul la a alege și a fi ales și la multe alte drepturi fără de care mulți dintre dumneavoastră nu vă închipuiți viața. Mi l-a recâștigat acum trecând în rezervă și n-am de gând să le dau drumul.
Eu înțeleg mult mai bine ce înseamnă dreptul la liberă exprimare decât unul care l-a avut tot timpul și nu-l folosește. Îmi pare rău. Oameni buni, este fundamental. Dacă nu spuneți ce credeți, nu o să știe nimeni. Și nu mă refer la ce... cuplu. Haideți să vorbim. Pe mine, spre exemplu, ca o figură de stil, dar nu e figură de stil. Am fost învățat toată viața cu microfoanele puse sub masă. Pe mine, microfoanele astea deasupra, ca spion, mă amenință cumva. Mă simt foarte inconfortabil, dar confortul meu este irelevant în raport cu ceea ce vreau să fac pentru copiii și pentru nepoții mei. Sunt convins că și pentru dumneavoastră prezența la o acțiune politică, înscrierea într-un partid, n-a fost o decizie ușoară. Poate v-ați simțit inconfortabilă. Ce să fac, domnule, să mă... Chestia asta mă sperie. Dar înțeleg că aceasta este opțiunea și asta trebuie să facem. Să mergem înainte. Nu căutăm privilegii, nu căutăm putere, căutăm responsabilitate și căutăm muncă. Și asta este soluția. Țara aceasta merge înainte în ciuda a ceea ce fac politicienii. Și ei se mândresc. Iată, domnule, România. România merge înainte datorită milioane de români fără față pentru ei. Sunt oameni care își fac datoria zi de zi, pentru că trebuie să-și facă datoria. Și nu au recompensă, nu au titluri, nu-i primește nimeni, nu-i arată nimeni la televizor. Dar ei se duc la servicii și fac treaba cum trebuie. Profesori, medici, antreprenori, muncitori agricoli, toți își fac treaba. Și datorită lor, nu datorită celor din vârf. Pentru că datorită unor repetenți, impostori, plagiatori, nu poate să funcționeze nimica. Nu avem de ce să credem că ei fac treaba. Dumneavoastră faceți. Haideți să ne ocupăm și de politică. Venind către dumneavoastră, am plecat din București joi la prima oră, era aerisit orașul și puteam să văd mai bine panourile, vezi și mai bine și gropile în străzi și lucrările, dar am văzut că și la dumneavoastră, cred că sunteți mai bine decât București, acum ce am văzut mai aici pe piatra, felicitări, nu știu ce faci, probabil că băgați metrou. Alte explicații nu văd, dar cât ce am văzut pe străzi. În București, plind lucrări și au găsit ei o șmecherie, trântesc peste tot cât un afiș mare, mare, pe care scrie, ca și cum asta rezolvă totul, ne cerem scuze pentru disconfortul creat. Știți ce mă tem eu? Că dacă nu facem ce trebuie, ăsta va fi deviza de țară. O să anunțăm la UE, România e în reparații, ne cerem scuze pentru disconfortul creat. O să anunțăm la NATO, România e în reparații, ne cerem scuze. Eu nu vreau să-mi cer scuze pentru că sunt român. Nu vreau să-mi cer scuze că mi-apăr și iubesc țara. Și nici dumneavoastră nu vreți. Hai să terminăm cu disconfortul. Hai să le creăm noi doar un disconfort. Haideți să vedem ce facem. România nu are voie să fie irelevantă. România trăiește prin fiecare dintre noi. Cu cât rămâne mai puțin în țară, cu atât avem o Românie mai mică. Haideți să o reclădim astfel încât să nu mai fim amenințați de irelevanță. Să nu mai apărem în top 10 dying countries in Europe. Pe locul 2. Hai să ieșim din topurile astea ale rușinei. Hai să nu mai fim în primii 10 doar ca suprafață și populație. Hai să fim și ca sistem educațional. Hai să fim și ca sănătate. Hai să fim și ca sistem de securitate. Hai. Hai România. Hai echipa România, nu Team România. Încerc să răspund la întrebările dumneavoastră, așa cum am convenit de la început, atât cât pot. Vă rog, trageți, dacă îngăduință. Vă rog, doamnă. Haideți la vârsta noastră, cam 72 de ani, să fac de ani. De fapt, dacă tot discursul dumneavoastră, din discursul dumneavoastră, mi-a dat foarte multe răspunsuri la ceea ce vreau să vă întreb. Trăind de câțiva ani în afară tării, și la muncă, și la după copii,
Aș spune prima întrebare. Ca mamă, ca bunică și ca româncă ca și deșteptarea. Cum vedeți dumneavoastră ca viitor președinte întreruperea, stagnarea emigrării unor tineri foarte bine profesional, dar nu saltă mai sus de supervizor. Asta în cazul, asta în general vorbesc, pentru că mulți pleacă fără contracte și fără relații. Și asta mă înțelegeți foarte bine, mai ales că sunt ex-decorator, ex-lider politic și am fost pregătită și pe linia militară. Bun. Doi. Dar nu în țară, de când avem libertate, au dispărut micii meseriași. Cum vedeți dumneavoastră reînființarea ca viitor președinte, schimbarea la învățământul de stat și reînființarea școlilor profesionale? Domnule viitor președinte, ne-am săturat de foarte mulți titrați cu diplome. Vezi? Vă cunosc de mai mult timp, mai ales cum vă cunoașteți. Și știu cât vă iubiți țara și știu cât de greu a fost ieșit să predați acum. Dar doresc un mare succes pentru că, într-adevăr, să demonstrați că România noastră, mică, dar superbă, și cu tot ce trebuie, domnule președinte, cu neironie, cumpărăm electricitate, atâtea răbuți și atâtea, și multe altele. Transport, foarte bine plătit, când la Oltenica avem transport, se poate reînfința transportul marfat, să scutim bani, și multe altele. Deci, eu vă felicit foarte mult și v-am înțeles și vă... Chiar am început să vă iubesc pentru discursul care este real. Bravo! Pe scurt, cum oprim românii să plece? O să vă spun două vorbe. La mine, în satul copilăriei mele, eu sunt în București, dar mi-am petrecut copilăria în satul părinților și mă simt mult mai legat de sat decât de București. Aproape tot satul este plecat în străinătate la muncă. Și m-am întâlnit cu persoane care au venit în vacanță. Și am spus, măi omule, având o meserie, mic meseriaș, se câștigă foarte bine cu meseria dumitale acum în țară. De ce nu rămâi aici? Răspunsul lui, am văzut multe, m-a luat pe nepregătite. A fost, Silviu, știi care este chestia? S-ar putea să câștig chiar mai bine decât cât câștig în Anglia, venind în țară și lucrând. Mai ales că aici am casă, am de toate. Măi, nu-mi vine să vin. Măi, acolo în Anglia, când mă duc la primărie să cer ceva, știi cum îmi spună ea? Cum? Sir, welcome sir. Sunt sir. Aici în zi de, zice, băi, minunetule, stai la ușă. Băi, nu intra până nu-ți fac eu semn. Când mă duc la medic, îmi spune, welcome sir, luați loc, așteptați. Bă, nu știu cum să zic. Bă, pentru respect, stau afară. Încheia citatul. Eu cred că pentru foarte multă lume problema este asta. Pentru că nu mai este problema salarială. Problema este de respect, de sistem de educație pentru copii. De-aia s-au născut în ultimii 2 ani mai mulți români în străinătate decât în țară. De sistem de sănătate pentru asta. Iar dacă vrem să nu mai plece, trebuie să reconstruim. Nu cu vorbe, nu cu promisiuni, nu cu declarații gen fostul premier Câțu și, repet, supărarea mea este nu că a spus el chestia asta, că nu, ci faptul că n-a reacționat nimeni, nici din presă, nici cetățenește când a spus, întrebat de un jurnalist, dom'le, dar ați promis altceva în campanie, ce faceți acum? Și a spus, păi dumneavoastră confundați promisiunile electorale cu programul de guvernământ, n-au, dom'le, nicio legătură una cu alta. Ei spun că ăsta e pragmatism, e cinism. Și e cinism pe socoteala noastră. Deci, așa putem, făcând ceva, începând, o să zică cineva, păi da, dacă să faci durează. Nu, doar
România educată a durat 7 ani. Lucrurile astea se pot corecta rapid dacă ai o minte organizată, dacă sunt oameni care știu ce înseamnă un program de acțiune, un grup de lucru cu termene, atunci nu mai ai aceste probleme. Când despre micii meseriași, puneți o întrebare, cum îi educăm, cum, într-o țară în care au dispărut în neant, între examenul de capacitate și examenul de bacalaureat, anul acesta, 50.000 de elevi. Nu știe nimeni unde sunt. Deci, statistic, și au fost întrebați și ministerul a spus, habar n-avem. Oameni care au intrat în liceu și care nu au ieșit pe partea cealaltă. Dar nu știu dacă sunt repetenți, dacă au abandonat, dacă au plecat în străinătate, pentru că nu există nicio evidență. Vorbeam mai devreme de evidențe. Trebuie să faci acest lucru. Trebuie să recunoști demnitatea oricărei profesii și contribuția ei. Trebuie să ai pe cine să pui. Dacă tinerii pleacă, ai pe cine să pui. Vă rog. Vă rog, doamne. Rămâneți așezată. Vă rog, nu vă mai ridicați. Haideți că... Spuneți-mi dacă există sau dacă aveți vreo soluție în ceea ce privește turismul, pentru că până vom regenera tot ce înseamnă industrie și agricultură și alte cele care sunt mari, deocamdată stăm cu securea asupra capului și se distruge absolut tot ce se poate distruge turism. Începând cu taxe și cu tot felul de, până la opreliști, eu pierd câte o săptămână să introduc pe site-ul lui IGI și să-mi ciupulez turismul care pleacă, pentru că trebuie să-l îndrept până la mijloc și unde pleacă de la mine. E absurd. Și nu sunt plătită de IGI. Mi-ar plăcea dacă tot fac munca asta. Da, doamnă, soluția nu e la guvernant. Soluția nu este la mine. Soluția e la dumneavoastră. Problema politicianului este să știe pe cine să întrebe. Nu să cheme un consultant dintr-o țară sau alta care să-i facă un program care se aplică în țara aia sau cealaltă, ci să stea de vorbă cu dumneavoastră. Trebuie o discuție corectă cu operatorii din turism. O discuție care trebuie să plece de la ce propui. Pentru că sunt și aici oameni care vor să facă bani cu orice preț după o zi pe alta, oameni care vor să câștige decent, oameni care vor să câștige și să dea și comunității. Trebuie discutat, trebuie stabilit, trebuie identificați cu operatorii corecți și cu ei discutat programul. Pot să spun că avem niște puncte trecute în program, dar sunt o viziune a noastră. În realitate, important este să aduci lângă tine oamenii care se pricep. Știți care este problema? Că vorbeam de politician, că îi trebuie în primul rând caracter cu tare, cu tare. Important este politicianul și de asta e importantă și diploma. Să fie un om cu pregătire, care nu se cere să teme să aibă lângă el oameni mai deștepți decât el. La noi politicienii sunt nepregătiți și au grijă să-și aducă lângă ei oameni tot mai slabi ca să nu fie amenințați. Trebuie să ai lângă tine oameni capabili. Vrem un program de turism? Nu așteptați să-l facă primul ministru. Nu așteptați să-l facă oficiul nu știu care, unde numim pe cineva care e la primul loc de muncă. Haideți să găsim oamenii potriviți și putem să găsim soluții. Ce spuneți dumneavoastră? Este foarte interesant. Dacă problema e interesant, e real, dacă problema e văzută la fel de toată lumea și se pot face că trăim în secolul în care consultările sunt rapide, o soluție e foarte simplu. Să vă scoată dintr-o asemenea situație ce vorbiți despre IGI și despre interogarea turistului, ceea ce în mod evident creează un... Da. Ocupă timp în loc să ne ocupăm practic de industria ospitalității pentru care ne-am pregătit. Ideea este că taxele pe Horeca sunt atât de mari încât nu poți face față. Deci nu fac decât să te constrângă să lucrezi la negru. Eu, de exemplu, nu pot permite să lucrez la negru pentru că vreau să dorm bine. Și vă felicit pentru asta. Și nici în cadrul Horeca, la nivel operatorilor, nu există o unitate. Nu vreau să blocăm discuția. Pentru că trebuie să formeze. Pentru că sunt atâția operatori corecți, am văzut în perioada pandemiei, care au primit sumele acelea compensatorii, cu care au plecat la Monte Carlo, în vacanțe, sau pe Coasta de Azur, sau îi vezi cu ceasuri de 150.000 de euro la mână și se vaită că nu, eu nu spun să-și cumpere ceasuri, dar se hotărească ce e important pentru ei, lucrătorul, clientul, bunăstarea lui.
nu toți sunt la fel de... Trebuie să găsim oamenii potriviți care să înțeleagă care este interesul. Iar interesul corect este la intersecția interesului național cu interesul antreprenorului. Da, corect. Da, sigur că da. Domnul general, unde poziționăm partidul? Ca idee. Luați-o, da. Centru, stânga, dreapta. O vom primi întrebări și parcă nu prea am înțeles eu prea bine, cel puțin ăsta totul nu l-am văzut. Nu, o să-l vedeți. Vă rog. E o chestiune cu ideologiile astea și vorbeam mai devreme că toată lumea pune întrebarea ce ideologie, dar la noi nimic nu mai are valoare. Dreapta promovează curente pe care stânga le promovează în Europa, stânga promovează chestiuni de dreapta, am făcut un fel de, cum se spune la noi, așa urma cu de toate de ideologie. Lucrurile trebuie simplificate cumva. Închipuiți-vă ideologia, ca să înțelegem toți același lucru, o axă, care are la un capăt un dictator absolut și la capătul celălalt o bombă, un anarhist. La capătul dictatorului, dictatorul este statul și statul hotărăște absolut totul. La capătul celălalt este anarhie totală, statul nu există. Ideologia este locul pe care te așezi pe această axă funcție de greutatea pe care o dai statului. La mijloc este un echilibru între stat și privat și cetățean, normezi anumite lucruri, lași libertate ca piața să stabilească anumite lucruri și de aici începi să stabilești. Ești de centru, ești de... Noi suntem în curent liberal în acest punct de vedere. Așa cum e definit liberalismul, care înțelege și are la bază fundamental conceptul de libertate, de protecție a proprietății, dar care își propune în același timp înțelege că statul are obligația de a interveni punctual în anumite domenii. Pentru că, în opinia noastră, o parte din lucrurile rele care se întâmplă în România sunt tocmai pentru că am lăsat legea profitului să acționeze în domenii în care n-avea ce să caute. Legea profitului poate să funcționeze în turism și îți aranjezi oferta funcție de profit. Legea profitului nu poate, nu are ce să caute în învățământ și în sănătate. Acolo trebuie statul să intervină cumva, pentru că dacă bagi legea profitului în sănătate, s-ar putea să ajungi la cazul ca la Pantelimon. Ocupăm patrul de degeaba. Dacă bagi legea profitului în educație, vei avea fabrici de diplome, cum avem astăzi. Ce mare șmecherie o facultate, 10.000 de lei pe an? Sunt grădinițele din București, sunt mult mai scumpe decât orice facultate din București. Grădinițele costă în medie între 350 și 500 de euro pe lună. O facultate e o glumă, o facultate costă 100 de euro pe lună. Deci e mult mai ușor să faci facultăți. Eu înțeleg de ce n-a făcut grădiniță domnul Ciolacu și a preferat să facă facultate, că n-a dat bani de grădiniță. Deci, noi suntem liberal, centru stânga, în sensul că încurajăm intervenția statului doar în anumite domenii. Și obiectivul nostru nu este să facem egalitate socială, ci să stabilim echitate, care înseamnă egalitatea de șanse. De la punctul de plecare. În rest, cum îți valorifici șansele tu ca individ, e o problemă care te privește. Eu nu-mi propun să iau în permanență